Peți în pază și protecție spun că cineva este foarte vinovat dacă atacatorul a putut să tragă cinci gloanțe. Este grav că niciun agent al serviciului de securitate nu l-a protejat pe demnitar după ce s-a tras primul foc de armă. Am vorbit și noi cu specialiștii în securitate care au analizat imaginile filmate, iar Cosmin Stan ne spune unde cred aceștia că s-a greșit. Atenție, urmează secvențe și detalii care vă pot afecta emoțional. Bun găsit! Această filmare de aproximativ 30 de secunde care surprinde exact momentul atacului și ce s-a întâmplat după ne arată de gringolada care i-a cuprins pe agenții de securitate. Cred experții în pază și protecție care au analizat aceste imagini. Vă avertizez din nou, sunt imagini cu un puternic impact emoțional, dar haideți să le luăm uh, pe rând pas cu pas. Așadar, acesta ar fi momentul premergător atacului în care, iată, îl vedem uh, destul de clar aici pe premierul Robert Fițo. Este cel din mijloc. El este însoțit de agenții de securitate. Vedeți doi în față și doi îl urmează. Un al cincilea vine după ei la câțiva metri distanță. Până aici nimic neobișnuit. Premierul se îndreaptă așadar către mulțimea care l-aștepta la gardurile de protecție și iată, în aceste clipe s-a pornit atacul, dar până la acest moment premierul Fițo întinde mâna către unul dintre cei aflați în uh, mulțime și îl salută pe acesta. Nimic neobișnuit, cum spuneam, uh, nimic nu anunța ceea ce avea să se întâmple. Mergând însă mai departe, în secvența următoare, îl observăm pe domnul în cămașă de culoare deschisă, aflat în dreapta, iată chiar aici, la foarte mică distanță de premierul Robert Fico. Cred că sunt aproximativ 2 metri distanță de locul în care se afla, iată acest individ care devine practic suspectul din această poveste. În clipa următoare, îl vedem că el ridică mâna și o îndreaptă către premier. În acest moment, aici apare și un pistol. Facem un stop cadru și putem vedea pistolul exact în acest loc și individul în cămașă de culoare deschisă, după cum vă spuneam, aflat în dreapta dispozitivului de securitate. În această clipă premierul Robert Fico uh, nu se vede, el se află undeva aici, chiar lângă gardul de protecție care îl desparte de mulțimea venită să-l vadă. Acesta este de altfel și momentul în care se trage primul foc de armă. Este uh, un moment care a șocat pe toată lumea și este prima mare greșeală a agenților de pază și protecție, spun experții care au analizat aceste imagini. Ei bine, în momentul în care s-a tras primul foc de armă, prima reacție a agenților de securitate ar fi trebuit să fie aceea de a scoate pistolul de la brâu și de a-l folosi, de a-l uh, îndrepta către suspect și de a trage direct către acesta. Ei bine, în această clipă, după cum se vede în imagini, acești agenți de pază nu au avut nicio reacție, nici măcar nu și-au dus mâinile către brâu pentru a-și căuta pistoalele din dotare. Mergând mai departe însă, Haideți să vedem ce s-a întâmplat. Iată, în această clipă deja au fost trase toate focurile de armă și de-abia acum îl vedem pe unul dintre agenții de securitate, cel aflat chiar lângă gardul de protecție, că întinde mâna către suspect. Ceilalți doi din nou nu fac nimic și au trecut deja câteva secunde de la momentul în care s-au produs împușcăturile. Aici este o nouă greșeală pe care au identificat-o specialiștii în pază și protecție și anume aceea că agenții de pază, în loc să scruteze mulțimea, să cerceteze oamenii adunați acolo, să identifice eventual suspecți, se uitau în direcția premierului Fițo, adică în această parte, Ceea ce nu este deloc normal și nu asta ar fi trebuit să facă. Ei trebuie să urmărească mulțimea către care se îndreaptă demnitarul, așa spun experții în securitate, pentru a preîntâmpina orice pericol. Dacă ar fi făcut asta, ar fi putut să-l vadă pe acest domn în cămașă de culoare deschisă că a scos o armă și a îndreptat-o către oficialul pe care trebuia să îl păzească. Mergând mai departe, iată, în aceste clipe, după ce au fost trase cele cinci focuri de armă, agenții de securitate se năpustesc asupra individului și îl doboară în scurt timp la pământ. În acest moment a intervenit un al șaselea agent. Care a stat undeva ascuns în dreapta mulțimii, era printre oameni și nu a fost văzut până acum, dar în momentul în care s-au tras focurile de armă, a intervenit rapid și l-a pus la pământ pe suspect. Bun, ce s-a întâmplat cu premierul Robert Fico în tot acest timp? Haideți să vedem, să, să derulăm un pic înapoi pentru a observa toată această scenă din nou. Cu focus de data aceasta pe premier. Premier care, vă spuneam, se află undeva în această zonă, în spatele agenților de securitate. Ei bine, după ce au fost trase primele focuri de armă, îl vedeți aici pe premier că se, se întoarce către spate, se, se duce în, în spate, cumva probabil și din cauza impactului și a șocului suferit în urma împușcăturilor. Îl vedeți aici. S-a împiedicat de o băncuță care se afla în spatele lui, practic în această zonă. În acel moment a căzut peste băncuță și se prăbușește, îl vedeți, se răstogolește peste băncuță și cade de cealaltă parte. Se vede destul de, de greu în această imagine, dar... O altă greșeală pe care au identificat-o aici experții în securitate este aceea că cei doi agenți de securitate care se aflau chiar lângă el, adică acest domn și acesta, nu au făcut absolut nimic în momentul în care premierul, cel pe care ei ar fi trebuit să-l apere, a fost împușcat. Și vedem în aceste imagini cum în loc să îl apere pe Robert Fico. cei doi uh, agenți de pază se îndepărtează, ei fug de lângă premierul pe care ar fi trebuit să-l apere. Ori, spun specialiștii în securitate, primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă ei ar fi fost acela de a se arunca imediat către oficial, către demnitar, pentru că asta este misiunea lor, să-l apere și să-l protejeze pe acesta. Ar fi trebuit să sară imediat peste el și să-l acopere cu propriul corp, chiar dacă asta ar fi însemnat să-și piardă viața. Ei bine, nu s-a întâmplat acest lucru și vedem pe cei doi că se îndepărtează de oficial și fug și ei către individul care fusese deja imobilizat de către Colegii uh, agenților de pază îi vedeți aici. Uh, în acest moment observăm și cum unul dintre agenții de pază și-a scos uh, în sfârșit pistolul, vedeți aici, ceea ce nu a făcut niciunul dintre ceilalți până acum. Deci foarte, foarte târziu. Reacția a fost una foarte întârziată, spun toți cei care au analizat aceste imagini. De asemenea, o altă greșeală, iată, vedeți, în aceste imagini, agenții de securitate au început să împingă gardurile de protecție. Ei bine, asta ar fi trebuit să facă de la început, spun cei care au analizat imaginile, asta ar fi trebuit să fie prima lor reacție, cel puțin a celor aflați în prima linie, ar fi trebuit să-l doboare pe atacator cu tot cu gardurile de protecție și să nu-i mai oferă șansa să mai tragă în continuare mai multe focuri de armă. Au avut la dispoziție mai multe secunde pentru a face acest lucru. Dar haideți să vedem ce s-a întâmplat după aceste momente. Da? Trecem la momentul evacuării premierului Fițo de la fața locului, aici unde, spun specialiștii, ar fi fost o oarecare reacție mai rapidă. De exemplu, Vedem mașina care a fost adusă uh, foarte repede în apropierea locului uh, atacului, ceea ce înseamnă că șoferul a avut prezență de spirit și uh, iată a știut ce trebuie să facă. Mai departe, îl observăm pe premierul Fițo, transportat, luat pe sus de doi dintre agenții de pază, vedeți în aceste imagini, și băgat oarecum în mașină, uh, dar din nou, toate aceste scene ne arată, spun specialiștii, că s-a instalat Haosul și aici, și pare, haideți să revedem un pic imaginile, pare că nici în această situație nimeni nu prea știa ce are de făcut. Uitați-vă cum, cum acest agent de pază alergat de colo-colo fără să știe încotro să o apuce. În fine, premierul este urcat în mașină și în cele din urmă evacuat către spital. Dar toate acestea ne arată, spun specialiștii, că acești agenți de pază și protecție au comis o serie de erori grave în timpul acțiunilor.